Bună, dragile, aceasta este tălarea pentru voi pentru luna aprilie. Să vedem ce cărți de tarot aveți. Ok, 3 de săbii. Regele de cupe. Steaua. 4 de cupe. 2 de monede. 6 de monede. Ok, o lună de alegeri, plină de alegeri. Am văzut și la sfârșitul pachetului 2 de săbii și după mi-a apărut aici 2 de monede, clar. Vei face o alegere în această lună sau va trebui să alegi să te pliezi, să devii mai flexibil într-un fel, poate pe partea sa profesională, de ce nu, dar simt așa că vei avea de ales. Ești așa pus în mijlocul unei situații, poate chiar nu tocmai favorabile. Cu 3 de săbi acolo este o dezamăgire emoțională. Cineva poate ți-a frânt inima, simt așa că e mai mult pentru tine chestia asta, că e o suferință a ta. Și nu invers. Dar avem acolo un rege de cupe. După steaua, care vorbește despre vindecare, foarte interesant, foarte frumos. Deci, după o suferință, vine aici o vindecare cu steaua și steaua mai vorbește și despre faptul că nimic nu este imposibil. Nimic nu este imposibil, clar. Ghidare, frumos, steaua chiar e un semn aici de ghidare, să te ghidezi după ceva al tău, ceva, nu știu, instinctiv. Dar și ceva diferit. Neconvențional, așa, pentru că este cartea vărsătorului. Și cred că în această lună trebuie să fii foarte diferit, să te raportezi foarte diferit la rănile din sufletul tău, pentru că aici ceea ce ține de suflet, de rănire, cineva te-a rănit, ai trecut printr-o suferință, poate chiar recent. Și trebuie să te vindeci, să-ți cunoști mai bine sentimentele, să fii mai matur din punct de vedere sentimental cu regele de cupe. Vorbește despre acest lucru, regele de cupe știe exact ceea ce simte, ceea ce știe cum să-și controleze aceste sentimente în favoarea lui. Și așa, poate chiar și o figură paternă acest rege de cupe, deci poate legătura ta cu părinții tăi sau cu o persoană de gen masculin sau cu tatăl tău este destul de importantă în această lună. Și acest lucru cred că o să te ajute sau interacțiunea cu cineva de gen masculin te va ajuta foarte mult să te vindeci, să vindeci acest rând sau să te pur și simplu să privești dintr-o altă perspectivă. Cu patru de cupe aici, ești așa bătut, nu prea îți mai arde de iubire, nu prea mai vrei să auzi de iubire sau evident, este o etalare generală, deci ea doar ce rezonează. Despre asta, da, despre 4 de cupe vorbeam, că poate ești așa mai abătut, nu-ți mai arde de iubire, nu mai ai încredere, deși îți dorești foarte mult acest lucru. În schimb, cred că alte lucruri necesită atenția ta în această perioadă. Mai mult, cum ar fi partea profesională. Cu 6 de monede acolo și cu 2 de monede, poate că trebuie să înveți să fii mai flexibil, să înveți să înțelegi că lucrurile se întâmplă cu motiv, că vei avea parte de multe posibilități pe viitor, pentru că aici este foarte interesant cum a ilustrat în carte autorul, ca un semn al infinitului, da? Deci vei avea posibilități infinite așa pe viitor sau multe posibilități în orice caz. Cu timpul, dar trebuie să înveți să jonglezi așa în aceste perioade, poate mai tulburi, poate că tot avem aici, da, ape, tulburi și aici ideea asta de apă, de ocean, de mare care nu este prea cu minte, nu este prea calmă, de fapt deloc, este chiar o furtună acolo, deci probabil că asta trebuie să înveți să te adaptezi acestor perioade mai încălcite, mai ciudate, mai așa, nu știu, da, mai ciudate chiar. Să dăruiești, poate să oferi, vei avea
Vei avea parte așa de sprijin financiar, simt. Vei avea parte de sprijin din partea unor persoane mai mature decât tine. 6 de monede. Dar îmi place că este acolo și chiar vei găsi vindecare sau vei găsi confort sau calmitate. Vei găsi fericire și bucurie în preajma anumitor persoane, în preajma unor oameni. Așa simt. Vei găsi, vei avea parte de acest lucru prin ajutorul, cu ajutorul oamenilor. Celelalte cărți, să vedem. Ok, 3 de săbii din nou. 9 de săbii, da, știi. Și valetul de monede. Parcă e așa ca un rezumat la ceea ce era de fapt sus. 3 de săbii, 9 de săbii, da. Este așa o chestie tulburătoare, într-un fel, nu? De săbii vorbește totuși despre faptul că s-ar putea să exagereze anumite chestii care nu sunt chiar atât de dramatice. Și să te corectezi mai mult la... Foarte frumos, chiar seamănă așa, într-un fel, aceste două persoane. Sunt așa două personaje aici. Să te conectezi mai mult la pasiunea ta, la ceea ce te face să te simți bine, împlinit, mai ales din punct de vedere financiar. Să te... Da, să te conectezi, să te ghidezi, să te lași ghida din nou, uite, o stai aici, chiar dacă e o pentagramă, să te lași ghidat de ceva, te ghidează ceva sau ar trebui să te lași ghidat de pasiunea ta, de partea sa chiar profesională, un hobby, ceva de genul și să lași grijile deoparte și supărările și suferința într-un fel, poate chiar o suferință în dragoste, dacă despre asta este vorba. Solitudine am mai avut aici. Deci poate trebuie să petreci mai mult timp singur. Poate... Da. Mai mult timp cu tine. Cu gândurile tale. Avem aici dans. Armonie. Vorbește despre armonie și parcă seamănă cu această carte. La cromatică. Alegere. Foarte interesant. Deci tu ai... Tu poți să alegi. Poți să rămâi în această situație. 7 de săbii, 9 de săbii, sau poți să alegi vindecarea, poți să alegi, nu știu, pasiunea, poți să alegi ceea ce te face fericit, să te uiți, să-ți îndrepți atenția către ceea ce te face fericit, că sunt multe chestii care, într-adevăr, te fac să te simți bine, inclusiv oameni. Și frică. Frica nu există. Frica este mult de a controla, de a te controla într-un fel sau altul, după părerea mea. Frica asta aici, probabil că trebuie să-ți înveți niște temeri, niște frici. Poate că ar trebui să înveți să te iubești din nou, să iubești din nou, să acorzi încredere. Ei aici au o cupă de iubire care ți se oferă. Poate ești încă sceptic, sceptică în ceea ce privește iubirea. Nu prea vrei, pentru că ai trecut așa prin niște dezamăgiri și ți-e mai greu să mai accepti că poate altcineva te iubește, că altcineva ține la tine și poate că ți-e greu să accepti acest lucru acum, dar, cum aș zice, sunt aici niște posibilități infinite sau foarte multe care te așteaptă și e ceva pentru tine aici, clar. O persoană, un job, o oportunitate, este ceva aici pentru tine. Oportunitatea de a crește, de a învăța, e cineva la început, tu ești aici la început, înveți, poate ceva nou în această lună. S-ar putea să vezi ceva nou, s-ar putea să descoperi o pasiune mai veche de-a ta, pentru că tot ai acolo dans, poate este ceva ce ține de corp, de mișcare, de sport, de ceva artistic, da? Dar clar, ai parte de vindecare, de... Da, de vindecare, de ceva diferit, ceva nou, clar, este vorba despre ceva nou. Poate să fie un hobby, o pasiune, ceva artistic. Poate că ar trebui să-ți îndrepți atenția către ceva mai excentric. Pentru că în momentul ăla s-ar putea să atragi foarte mult atenția unor oameni foarte interesanți care vor să te cunoască așa. Încearcă să fii foarte autentic în această lună, foarte autentic.
Să fii tu și să nu-ți fie frică de acest lucru, să nu te lași și pradă fricilor și gândurilor, multe gânduri aici că o să nu o să reușești și chestii de genul. Nu, trebuie să îndrăznești foarte mult în această lună, chiar dacă ai o durere aici așa în suflet. Probabil că asta este ieșirea. Asta este vindecarea. Momentul în care vei ieși, momentul în care vei fi tu cu adevărat, vei ajunge să te vindeci, vei ajunge să vindeci acele răni. Da. Autenticitate, clar. Ca zodii ce mi-e în evidență și zodii de apă, rac, scorpion și pești, dar și gemeni, vărsător, în mod special vărsător, fecioară, capricorn, taur. Cam astea sunt zodiile ce mi-e în evidență pentru tine în luna aprilie. Cam atât am pentru tine, acesta este mesajul. Îți mulțumesc că te-ai uitat, îți doresc o lună extraordinară. Noi ne revedem data viitoare. Pa!